Seceta severă din această vară are consecințe grave asupra recoltelor de fructe. Deși anul trecut, Republica Moldova a fost campioana Europei în exporturile de prune, anul acesta producția a scăzut cu 30-50%. Horticultorii din satul Cerlina, raionul Soroca, afirmă că unica soluție pentru salvarea producțiilor viitoare este irigarea. Seceta din acest an a avut de asemenea efecte devastatoare și asupra legumiculturii. Horticultorii din aproape toate localitățile țării înregistrează volume mici de producție de morcov, ceapă, tomate și ardei din cauza secetei severe. Doar accesul la irigare și tehnologiile moderne au fost colacul de salvare pentru unii agricultori. Printre ei și fermierul Gheorghe Sârbu din satul Gura Bâcului, raionul Anenii Noi. Raionul Anenii Noi este printre puținele regiuni din țară cu un procent mare de terenuri agricole irigate. Aproape în toate localitățile situate pe malul Nistrului, irigarea se face în cel mai modern și eficient mod. Și asta datorită faptului că agricultorii au fondat asociații ale utilizatorilor de apă pentru irigații. De exemplu, asocierea fermierilor din localitățile Telița, Gura Bâcului și Roșcani le-a permis să-și irige terenurile în zilele cu călduri teribile și să păstreze șansa la o roadă bună. În acest an, fructele s-au copt mai devreme. Întoi este și sezonul pepenilor verzi. Deși schimbările climatice au avut un impact negativ și asupra acestei culturi, agricultorul Ion Ciumac din satul Palanca, raionul Drochia, este optimist în privința recoltei din acest an. Tehnologiile aplicate de fermier i-au asigurat o producție de calitate. Detalii în emisiunea de astăzi. Din cauza vremii secetoase și înghețurilor din primăvară, recolta de prune va fi una modestă anul acesta. Deși anul trecut, Republica Moldova a fost campioana Europei în exporturile de prune, în acest an specialiștii estimează o producție mai mică cu 30-50% în comparație cu 2023. Agricultorul Leonid Coțaga din satul Cerlina, raionul Soroca, administrează 26 de hectare de pruni. Cea mai mare parte a recoltei de fructe este exportată în statele Uniunii Europene, România, Polonia, Germania. Fermierul susține că exportul pe piața europeană îl avantajează din câteva motive. Prețurile pentru produs și capacitatea de cumpărare sunt mai mari, dar și corectitudinea, responsabilitatea partenerilor sunt sporite. În 2023, compania sa a exportat în țările europene circa 500.000 de tone. Anul acesta, susține agricultorul, recolta este în jumătate mai mică decât anul trecut. Printre motivele principale se numără condițiile meteo nefavorabile și accesul limitat la irigare. Compania noastră activează acum de 21 de ani. S-a început numai cu comercializarea fructelor, legumelor, pomușoarelor. Compania noastră ocupă o suprafață de 50 de hectare de teren, dintre care 45 de hectare sunt liveți. Avem liveți de prună, 26 de hectare, liveți de măr, 12 hectare, cais, 6. Compania se ocupă de producerea fructelor, depozitarea, avem un depozit frigorific de 2500 de tone, de asemenea ocupăm de achiziții, de export, avem toată infrastructura. Anul acesta roada uleacă ne-a fost compromisă de secetă, producția noastră de prună, practic e la jumătate, la 50%. Din cauza secetei, din cauza căldurilor care au fost, din cauza căldurilor care au fost în primăvară, când au fost înfloritul, sunt mai multe cauze. Mi-am mai atins grindina, dar totuși facem față. Bucurori și aici avem. Am observat că anii ploioși, când este ploaie, avem și roada. De atâta mi-am pus așa un țel, că cât de cât sectoarele, măcar mai mult de 50, să fie irigate. Pentru că e un plus, cheltuielile sunt mari,
Dar vrem și noi, vrem rezultate mai bune. Nu departe, adică la 3 km din noi, trece râul Nistru și preponderent înainte, când am plantat livea, așa a fost pus un scop, că să irigăm. S-a început invazia și ne-am oprit. Totuși, suntem dispuși să facem traseul acesta, pentru ca toate sectoarele care să le avem livideți aici să fie irigate. Și gândim că în perspectivă, poate anul viitor, poate cum cu sportul guvernului să obține subvenții și să facem aici un rezervor de apă și toate sectoarele, se Pruna, Mărul, Caisul, pentru că avem specie de cais care trebuie irigate, Portaltoiu nu-i permite să aștea ca să se dezvolte. Gândim că în perspectivă să irigăm. Am văzut că și calitatea și cantitatea foarte diferă. Noi mai avem un sector unde se irigă 10 hectare de prună prezident și acolo se vede odată și calibrul fructului și calitatea lui. În european exportăm de acum mai masiv, mai intens. Din 2022, de când s-au făcut probleme, de când am fost invadată Ucraina. Cota de export de acum, din 2022, pentru Republica Moldova a fost majorată. Am trecut în Uniunea Europeană, s-a exportat în jur la 500 tone de prună, dintre care cel mai mare a fost România. România, Italia, Germania, statele Baltice. Pentru Uniunea Europeană este un standard. Trebuie să respectăm fermitatea, calibru, culoarea, gustul. Noi suntem acum în decurs de implementare proiectului Global Gap și de atâta cerințele trebuie respectate strict. Diametru, culoarea, să nu fie traumate. Suntem culese, noi avem două persoane, două doamne care stau și inspectează anume calitatea. Pentru că de acum la frigider ele să fie numai puse la prerăcire, răcire, încărcate și duse la cumpărător, adică exportate. Și de ce e ca să nu facem două lucrări, să le mai alegem odată, cum zicem, să le mai deodată să facem aici pe loc. Noi ne uităm pe calitate, să nu fie deteriorate, stricate, două lipite, frunze să nu aibă, să fie toate cu codiță. Înainte de a culege, înainte de a exporta, noi ducem monstre la laborator care le face analiza, după asta nouă ne se dă ce conținut avem. Noi trebuie să respectăm toate cerințe, adică care pesticid îți permite, când îți permite și cantitate îți permite. După noi trebuie să întrebăm, în primul rând, rezidurile de substanțe chimice, fără impurități. Trebuie să ne acomodăm, trebuie să ne performăm. Ca să facem bani și să cucerim o piață, trebuie să depunem efort. Cum înainte exportăm în țările CSI, Rusia, Belarus, Kazakhstan, menținem și amuri legături cu, dar cu clienții, dar totuși una că e drumul, asta sunt cheltuielile adăugătoare, mult mai costisitor pentru că trebuie să înconjurăm, trebuie să trecem în jumătate de Europa să ajungem în Belarus sau în Rusia. A doilea, prețurile, atârnarea. Europenii, calitatea în primul rând, dacă calitatea corespunde acum și nu l-ai dezamăgit, știți că ai cale. Dacă am să obținem certificatul Global Gap, noi o să putem să exportăm și în rețelele de magazine sau de supermarketuri, care e clar că e cu un preț mai avantajos față de alte rețele sau de Angro. Am văzut că este un stimul, dar trebuie să depunem efort. Cel mai mare avantaj când vedem banii pe cont și vedem că e mai mult decât a fost. Ca să faci ceva, să mai investești, trebuie să ai cu ce. Dar dacă să faci o roadă și ai să obții un preț mai bun, asta trăim și noi mai bine. Și legumicultorii se confruntă cu probleme în recolte din cauza temperaturilor critice.
Seceta severă și înghețurile din primăvară au avut efecte devastatoare asupra legumelor plantate în câmp deschis. Chiar și legumicultorii din raionul Anenii Noi, terenurile cărora sunt situate pe malul Nistrului și au acces la irigare, au obținut recolte de legume mult mai joase. Fermierul Gheorghe Sârbu din satul Gura Bâicului cultivă legume pe o suprafață de peste 30 de hectare. Deși cooperativa pe care o conduce face parte din Asociația Utilizatorilor de Apă, iar terenurile agricole sunt irigate la timp, agricultorul spune că recolta va fi mai mică decât anul trecut cu 30-40%. Din cauza căldurilor mari s-au dublat și cheltuielile pentru irigare, dar o altă soluție la moment, spune horticultorul, nu există. Cooperativa agricolă de producție este formată în 96, pe baza la cotele de pământ și cotele de avere. Noi cultivăm cereale și legume. Avem ceapă, semănăm varză, cartofi, morcov. Din partea la cereale, grâu, porumb și floarea soarelui. Noi semănăm așa în jumătate. Dacă avem de tăiat 60 de hectare, undeva o 30 merg la legume și vreo 30 la cereale. Astăzi, ca să te ocupi cu legumele, trebuie să ai apă. Dacă n-ai apă pentru irigare, înseamnă că nici nu te ocupa, că rezultate n-ai să ai. La ziua de azi a ajuns tot aceeași întrebare și cu cereale. Nu uzi, n-ai. Apa noi o luăm de la Nistru, adică avem stație de pompare, una care pompează în bazinul de acumulare, și a doilea care pompează pe teren. Îi tare consistor și irigarea. Dacă la ziua de azi, de acum am peste 300 de mii, numai la irigare. Dar până la sfârșitul anului, cu culturile care le am, undeva am să ajung la 600 de mii de lei. Închipuiți-vă 600 de mii cât trebuie producție să vinți, că producția asta afară de irigare, mai are alte cheltuieli. E că, vedeți, una e prășitul, care trebuie să faci, să o prășești undeva de 3-4 ori, ca să o menții curățică și așa mai departe. Afară de asta, îngrășăminte și prelucrarea pământului, tractoarele, doar ele nu lucrează astea, nu lucrează cu motorină, cu astea, cheltuieli colosale. Până anul ăsta, noi n-am apelat la credite, ne-am descurcat singur. Nu, anul ăsta nu putem spune nimic, să vedem. Noi încă avem de lucrat și de lucrat. Noi ultima producție de pe deal o ducem după primul îngheț, dar oare cum se vede că mare venit nu mai avem. Eu sunt bucuros una, să acoperi toate cheltuielile, să dau leafa la oameni, cât de puțin, ca oamenii să nu îmble la sfârșitul anului prin prejurul meu, să-i dăi leafa și așa mai departe. Am recoltat sfecla roșie, care a fost semănată în primăvară. Noi am semănat a doua oară, dar așa de prima roadă am avut peste 20 de tone la hectar. Norocul meu că am avut niște cunoscuți și totuși ne-au luat-o. Tocmai cu un preț de 2 lei, numai cât coasă sămânțele și așa mai departe. Închipuiți-vă ce este. Eu acolo m-am dus în minus deodată. Băieții, lideri, pe o parte de întrânși, umplut râchile cu sfeclă. Roada anul acesta e mai slăbuță, e din cauza seșitei, ploi nus, căldurile sunt mari, mai greu cu realizarea, producția greu să merge pe piață, să duc și n-au locuri, producția nu merge. La moment a venit vremea de recoltat morcovul, mâine pe mâine și apa și încărcăm 2 tone de morcov și mai într-o zi nu dovedești să o dai la piață. Și înseamnă asta 2 tone. Dar noi dacă avem 3 hectare cu roada la hectar, să zicem, la 30 de tone, așa, de pe 3 hectare cât avem? 90 tone. Câte 2 tone, câte zile trebuie să vindem noi? Ia că așa e și cu celelalte culturi. La ziua de azi, o problemă colosală la noi și principală e realizarea la producție. Noi producții ca tare avem, n-avem cui să o dăm.
Seceta din ultimii ani, consecințele grave pentru agricultură, dar și amplasarea istorică în proximitatea râului Nistru, au impulsionat peste 70 de agenți economici din 3 sate din raionul Anenii Noi, Roșcani, Gura Bâcului și Terița, să-și unească forțele și să fondeze Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare. Organizația gestionează un sistem centralizat de irigare reabilitat prin programul Compact, ce permite aprovizionarea cu apă a peste 1100 de hectare de teren agricol. Sistemul de irigare este compus dintr-o stație de pompare, care pompează apa într-un bazin de acumulare, iar ulterior aceasta este folosită pentru irigare. În asociație, de la bun început, din 2015, au fost la 227 de membri. S-au restructurat fiecare gospodărie țărănească, neavând posibilități, necesități, mijloace financiare, deci am ajuns la 42 de membri a asociației, care se ocupă cu creșterea cerealelor, porumbul, floarea soarelui, grâu, și se ocupă cu legumicultura. Stația a fost renovată, a fost renovat și structurile tehnice, am în vedere pompele, motoarele, sistema de dirijare, electricitatea, bazin, în afară de clădiri. Clădirea a rămas de timpul Uniunii Sovietice, deci a fost făcută în anii 80. În jur, gospodăriile s-au ocupat cu legumele, folosind irigarea. Tehnica nu a fost furată, a fost păstrată până la reabilitare. A fost reabilitată prin programul Compact. Atunci, când participând la concurs, am câștigat în jurul la 87 de milioane de dolari, fiindcă au fost reabilitate nu numai stațiile, dar toată infrastructura de distribuție a apei pe câmpuri, pentru 853 de hectare. Și acum noi suntem încă în extensiune, avem la moment 1126 de hectare. Stația are posibilitate de a distribui apă și de a aproviziona necesitățile agricultorilor. Agricultorii primesc la 65% din cheltuielile de energie electrică, deci este compensată la metru cub de apă, 65%, deci este energia compensată de AIPA, spunem de stat. Asta aduce într-o măsură oricare un suport foarte mare pentru agricultori. Dumnealor, banii care sunt subvenționați pentru compensarea energiei electrice sunt lăsați în asociații. Și ei, o perioadă, începând din primăvară și până la mijlocul verii, se folosesc de banii ăștia ca să nu achite consumul de apă în câmp. Ei au bani deja depuși în asociații. Ei depun cereri. Deci face contract cu dânșii, înțelegere, și toți lasă banii primiți din subvenționare, sunt pentru irigare la începutul primăverii. Începutul primăverii și la mijlocul verii. La momentul de față, datorită faptului că într-o măsură oricare a scăzut prețul la energie electrică, deci 4 lei și 10 bănuți, e un metru cub de apă. Stațiile lucrează într-un sistem automatizat, plus de asta e computerizată, deci evidența se duce după program, așa numitul programul SCADA. Noi nu avem contoare pe câmp, chestie, fiindcă într-o măsură oricare, începând din 2015, s-a demonstrat faptul că punând contoarele pe deal, sunt mai multe pierderi în resursele energetice decât noi facem, lucrăm prin programul SCADA. Deci se duce evidența, are fiecare ramificație. În trei direcții se duce apa. Se duce în satul Roșcani, așa, se duce în satul Gura Bâcului și în satul Telița. Noi luăm după fiecare consumator de apă. Spunem, el are 60 de hectare sau cât are. Independent de agregatele, deci utilajul care îl folosește el pe deal. Noi cunoaștem conform graficului, conform utilajul care îl folosește, și noi apreciem volumul de apă care el îl consumă la hectar.
S-a făcut un studiu, s-a fost demonstrat că noi facem niște calcule și o evidență foarte corectă, comparativ, care nu duce la pierderi de apă, nu duce la pierderi de energie, nu duce la alte cheltuieli suplimentare. Și toți membrii asociației au căzut de acord că lucrăm așa. Unici din Moldova, ca atare că au fost reabilitate 10 stații, numai noi lucrăm în sistemul ăsta. În plin sezon estival, pepenii verzi fac deliciul consumatorilor. Harbujii sunt gustoși și au numeroase beneficii pentru sănătate. Pot intensifica absorpția de nutrienți, aduc un aport mai mare de fibre, potasiu, magneziu, vitamina A, vitamina C, vitamina B6 și carotenoide, cum este licopenul. Au un aport scăzut de zaharuri adăugate și acizi grași saturați. Ion Ciumac, un producător local din satul Palanca, raionul Drochia, cultivă pepeni verzi de o viață. În acest an, agricultorul a plantat peste 3 hectare de harbuși care le cultivă împreună cu soția. Deși munca nu este ușoară, Ion Ciumac afirmă că îi place ceea ce face pentru că le oferă oamenilor produse sănătoase și gustoase. Mulți dintre cumpărători, spune fermierul, vin să achiziționeze produsele chiar de acasă. Ia, că aici sunt copți, pățuni pe acasă se vede. Sunt Ciumac Ion, trăitor satului Palanca, mă ocup cu agricultura de 30 de ani. Creștem pepeni verde, răsărite, porumb, usturoi. Eu cu soția prelucrez 8 hectare de pământ, 3 hectare jumătate de livadă de nucari și aici în jur la 4 hectare ceva de pământ arabil. Copiii, când erau în țară, ne ajutau, dar acum ei au plecat în Germania, a rămas singur numai cu soția lucrez. Anul acesta a fost un an săcitos, grozav. Dacă poate în alte locuri au mai plouat, la noi ploaie nu a fost. Dar ne bucurăm de ce este. Cu hărbuje ne ocupăm de mulți ani, bo 20 de ani. Anul ăsta am semănat hărbuje pe după permărgător a fost greu. Și de rău de ghine s-au făcut. Asta cred că Dumnezeu așa a dat ca să șibă cât de puțin. Un beneficiu să spun că mare am să nu, dar cât de cât de o cheltuială oarecare și spre lucrăm pământul pentru anul viitor. S-a făcut că nu a fost arătura adâncă și s-a acumulat păiușul care a fost dat sub brazdă, au ținut cât de puțin umizală. Și cu asta el s-a ridicat. Păiușul e un plus mare pentru hărbuș. Din primăvară a fost cam slabă să sâmțe. Și cu timpul când s-a rădăcinat, au început să adâncească rădăcinile mai adânc și să înceapă să dea crescare. Primăvara, după cum temperatura aerului, solul se încălzește până la 12-14 grade. Atunci noi începem a semăna. În câmp deschis semănăm. Rânduri și între rânduri cu tractorul prelucrez, prășim numai câte rândurile și în felul ăsta ca să primești că e curat. Mulți zic că hărbuzul trebuie în buruiene. Nu, domnilor, hărbuzul în buruiene nu se fac. Pe urmă, dacă dă buruienele, le mai umbrește și le ține, soarele să nu-i ardă. Dar totuși, pentru hărbuz, e bine când pământul e prelucrat și e curat. Nu dăm nimic. Pământul nu a fost tropit, tot ce cresc, răsărita, porumbul, e prelucrat manual, îngrășăminte, nu dau nimic. Așa cum la natură. De când cresc hărbuși, n-am avut nicio reclamație
că a fost omul intoxicat cu hărbuje. Trăiesc în Drochea, vând de acasă hărbuje, vin medicii, cumpără toți, niciodată n-am avut reclamație. Ecologic, curat product, ecologic. Și hărbuje, și usturoiul, ștet și creștem, ecologic, curat. Fum de Dumnezeu. De la natură, așa crește tot. Realizez de acasă, între mediari și de acasă de o producție răsărită. Crupe, usturoiul, hărbuje, crupele de porumb vârtos și de calitate bună. Singurul product, singur mașină, tot prelucrez pentru sarmale. Hărbuje, culeg care scopți, îi duc la Drochea, am gospodărie și la Drochea și de acasă realizez hărbuje. Acolo am de mulți ani client să mă știu cu hărbuje care cresc eu și sunt ecologic curat și de acasă îi realizez. Dar probleme sunt multe. Nu suntem ajutați cu nimic. Statul, nici motorin, nimic. Noi, din resursele care bani facem, așa înapoi investim. Poate rămâne de mici cheltuieli. Am să mergem cât încă să putem. Încă până la 70 de ani, mai am o an jumătate, așa că dăm pe urmă să vedem după cum și bă sănătatea. Acum am procurat din banii care am strâns, am luat tehnică nouă, chineză de 24 de cai putere și am să prelucrez pământul mai departe. Dar ca să iei tehnică, să înănești ca să lucreze pământul, e scump tare și ieșim în zero. Așa, ăștia bostani pentru plăcinte. Bostanii cresc de mai mulți ani. Ăștia bostani noi folosim pentru piureuri și plăcinte. Foarte gustoasă plăcinte din așa bostani. Și sămânța o folosim tot în mâncare și pentru organismul e bun. Nucul, sămânța de bostan ajută mult pentru unele maladii care de licuit. Anul ăsta bostanii am semănat mai devreme și de rău de ghinie au crescut, s-au făcut. În alți ani se întâmpla primăvara că da înghețurile și îngheța. Anul ăsta am riscat și am semănat mai degrabă și s-a primit o roadă bună. Bostanul are rădăcină puternică și pământul a fost prelucrat din toamnă și cu rădăcinile puternice a bostanului, ea ca s-au făcut așa bostani. Vreau să măresc și de alt soiuri de bostani să creștem pentru sămânță. Și din bostanii aceia îi folosim pentru animale. Pământul, agricultura, îmi place, a fost fratele lui tata, s-o ocupa cândva, când era Uniunea Sovietică, s-o ocupa cu pătrăjelile. Și de la dânsul am început să apuc. Lucram la Drochea, dar venim la țară, la Bunei și aici cu el împreună, cu Moș Costea, noi creștem pătlăjeli, pepini, chiperi dulci. Și de aici m-am îmbolnăvit de agricultură. Am o satisfacție când vin și văd rezultatul muncii.